lui Dumnezeu, a Domnului Iisus Hristos, care ne-a răscumpărat, slăvit să fie Domnul, și Duhul Sfânt, care este în adunare, slăvit să fie Domnul, care acel Duhul Sfânt ne-a mișcat, ne-a prelucrat, slăvit să fie Domnul, ca să noi, ora toată, să stăm în casă lui Dumnezeu și să dăm slavă, că să merită, slăvit să fie Domnul. Tu nu vezi, omule, că bunătatea lui Dumnezeu de deamă, la ce, frate mei? La pocăință, la smerenie, la ascultare, slăvit să fie Domnul. Declară cuvântul lui Dumnezeu și omul lui Dumnezeu, David, măcar că era împărat, declară, cuvântul tău este o candelă, slăvit să fie Domnul. Pe ce? Pe călarea vieții mele. Asta este o oglindă pentru tine și pentru mine. Ca vremea ca aceasta să strânge meringhe, slăvit să fie Domnul. Declară în Matei, slăvit să fie Domnul. Dacă ochii tău este întuneric, tot trupul tău, auzi, este întunicat. Dar seara aceasta, după masa aceasta, declară Scriptura, Ioan, declară șeptește, sfințește-i, Tată, prin cuvântul tău, că cuvântul tău este adevăr. Cuvântul lui Dumnezeu ne face slobo, slăvit să fie Domnul. Numai din slobozia aceasta să nu face ca să se înmulțească. Nu, nu! Mai bine să se înmulțească Harul lui Hristos, pacea lui Hristos, îndurarea lui Hristos față de noi, slăvit să fie Domnul. Ce bine când merg pe Domnul cu Domnul pe cărare, ce bine când ai pe acest păstor, slăvit să fie Domnul. Mulți au vrea, slăvit să fie Domnul, dar nu-l au, dar nu să vizesc că-l au, slăvit să fie Domnul. Dar în viața ta, în viața mea, trebuie să se vadă că declară Scriptura, voi spuneți o epistolă mie, citiți de toți oamenii.